Cele două autoturisme se deplasau dinspre Iezureni spre Târgu Jiu și aparțineau familiei unui bărbat de 32 de ani care locuia fără forme legale în municipiu. În urma controlului efectuat în interiorul autoturismelor au fost descoperite o pușcă, o grenadă, două truse de curățat armament, trei pistoale cu încărcătoarele aferente în care se aflau câte șase cartușe și 631 de cartușe ambalate în cutii de carton și plastic. Pe numele borbatului de 32 de ani și a unui tânăr de 17 ani din Târgu Jiu, au fost deschise anchete penale pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ulterior, față de adult, a fost dispusă măsura controlului judiciar, iar tânărul a fost reținut, urmând ca astăzi să fie prezentat în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă.